Bă, coaie, vă dau un sfat. Dacă aveți sticle sau chestii, nu le mai aruncați în boschesc, că e urât. Aruncați-le frățiorii mei la gunoi. Ia uite. Salutare, băi, nanașilor, și bine v-am găsit la un nou episod. Sper că ați fost la vot. Dacă nu, încă mai aveți timp. De fapt, nu mai aveți timp, că odată ce o să postez, atunci când postez eu asta, cred că o să fie trecut de ora închidere. Dar, în fine, sper că ați fost la vot și cam atâta. Știu că săptămâna asta trebuia să fac mai multe live-uri, dar n-am avut timp decât de unul. Am primit și multe mesaje pe WhatsApp cum că vorbesc prea repede, dar eu încerc să vorbesc cât de încet pot, dar mai bine n-aș vorbi așa. Da, băi, într-adevăr, câteodată s-ar putea să vorbesc puțin cam repede, puțin. În fine, gata, băi, prieteni, hai să terminăm cu vorba și să trecem la primul clip de astăzi. După cum știți, unele episoade din 1 Minut de Râs sunt sponsorizate. Ăsta nu este, cu toate că mi-aș fi dorit, pentru că următorul clip este... Băi, trebuia să mă sponsorizeze ăștia de la vreo pastă de dinți de-asta mare. Ia fiți atenție aici, fraților, ca la Brăila, ia arată aici cu ce-i piatul, fratiți. Acum, pe bune, dacă ați vedea la televizor o reclamă la pastă de dinți cum este clipul ăsta, eu zic că sigur v-ar convinge să o cumpărați. Gata, băi, prieteni, și trecem la următorul clip. Da, astăzi în ăsta o avem pe Catwoman, care nu vine în Statele Unite, vine într-o țară... O țară care nici nu cred că putem să-i pronunțăm numele. Nu știu de unde vine, dar... e dracu. Zât, pleacă de aici. Cum ar fi să combinăm pasta cu ăsta? Up. Așa, băi, nanașilor, și trecem la următorul clip de astăzi. După cum știți, dar... de unde să știți voi, mă? Dar nici eu nu cred că știu. În fine, în 1969, parcă, au ajuns americanii pe lună. Îți dai seama ce tehnologie aveau ei atunci. E, noi nici măcar anul ăsta n-am dezvoltat... Nu, suntem cam în urmă. Mă băga mea, și puteam să fiu sponsorizat și la clipul ăsta, făcând reclamă la energizante. Gălăgie, tigrii mei! Gata, băi, prieteni, și înainte să trecem la ultimul clip de astăzi, hai să vedem două clipuri de pe TikTok. Love me, love me, say that you love me, fool me, fool me, oh how you do me. Că la început de episod v-am zis să mergeți la vot, dar ăștia, dacă nu s-ar duce, chiar nu m-a supărat. Gata, băi, prieteni, trecem la ultimul clip de astăzi. Hai să aflăm cât e tariful pentru friki-friki. Sprechen Sie Deutsch? Ce reală? Friki-friki? Speak English? Nein. Friki-friki? Nein. Nein. Friki. Nu. Se moară familia deci de urâtă. Acum ești pe... Stai acolo și mă întreb pe mine. Acum ești pe să moară măta, dar... Acum ești treaba mea. Ai căzut cu dinții în bordură să moară familia. Mamă, să moară tata dacă nu cred că ai bacilul cu... Iară te le faci nouă jumătate. Hai să nebunești, nu ne arătau. Mamă, să moară mama dacă nu zici că e scoasă direct de la bub. Gata, băi, prieteni, ăsta a fost episodul pentru astăzi. Vă mulțumesc tuturor pentru vizionare și stați așa. Înainte ca să-l închei, nu o să editez, nu o să nimic, dacă mă bâlbâi, aia e, nu-i problemă. O să las exact clipul să curgă cu ce am eu de zis. Vreau să vă zic tuturor, vă rog să lăsați un coment sau mai multe cu ceea ce vă place de la acest canal și ceea ce nu vă place, ca să știu ce este de schimbat. Și am primit foarte multe mesaje că... Mă scuzați puțin. Am primit foarte multe mesaje, mai ales să mă înjure și să... Muci! Ce mă, credeați că mă apuc să plâng acum? Dar faza cu comentariile e pe bune. Lăsați un coment cu ce vă place și ce nu vă place și ce putem să schimbăm la acest canal ca să fie mai pe placul tuturor. Gata, băi prieteni, cam asta a fost episodul pentru asta. Bineînțeles, nu uitați de numărul de WhatsApp, până aștept clipurile voastre și mai stăm de vorbă pe acolo. Nu uitați de canalul de muzică, 1 minut de muzică, mergeți și abonați-vă și acolo. Și da, cam nu facem întrebare episodul ăsta, facem tura de episodul viitor. Gata, băi prieteni, mulțumesc încă o dată pentru vizionare și până data viitoare să auzim de bine. Pa! Și mergeți la vot. Pa! Acel moment când se bagă o manea la un banchet. Buzunarul meu vorbește, orice limbă îți dorește. Servus, 1 minut de râs, suntem la Baia Mare, facem dita grătarul, uite acolo toată Baia Mare. Am zis să fac video ăsta, riscul arderii bărbii mele și a părului meu lung. Am zis să-mi aprind țigara cu focul, să vedem ce se întâmplă. Prima dată m-am chinuit, asta e dubla 2. Doar ce se poate întâmpla? Ah.